Deschidem cuvântul Domnului la cartea profetului Obadia. Are un singur capitol. Citim de la versetele 15 la 21. Cartea profetului Obadia. Versetele 15 la 21 în Biblie, pagina 892. Să ascultăm acest pasaj. Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Căci după cum ați băut paharul mâniei, voi ce de pe muntele meu cel sfânt, tot așa, toate neamurile îl vor bea necurmat. Vor sorbi din el și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. Dar mântuirea va fi pe muntele Sionului. El va fi sfânt și casa lui Iacob își va lua înapoi moșiile. Nu este pământ pentru pace. Casa lui Iacob va fi un foc și casa lui Iosif o flacără. Dar casa lui Esau va fi miriștea, pe care o vor aprinde și o vor mistui. Și nu va mai rămâne niciunul din casa lui Esau, căci Domnul a vorbit. Cei de la miază zi vor stăpâni muntele Esau și cei din câmpie, țara filistenilor, nu o să puneți acolo Gaza, vor stăpâni și ținutul lui Efraim și al Samariei, puneți acolo West Bank, și Beniamin va stăpâni Galaadul, puneți acolo Iordania. Dar prinși de război ai acestei oștiri a copilului lui Israel vor stăpâni țara Canaanului până la Sarepta. Și prinși de război Ierusalimului care sunt la Sefard vor stăpâni cetățile de la miază zi, puneți acolo Siria. Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sionului ca să judece muntele lui Esau, dar împărăția va fi a Domnului. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, este cu smerenie și cu respect pentru Domnul și pentru dumneavoastră că stau în fața dumneavoastră ca să aduc cuvântul Domnului, cuvânt profetic, pentru anul 2009 în care am intrat de câteva ore și pentru viitorul imediat apropiat. Aș vrea să specific un lucru pe care dumneavoastră îl cunoașteți. Sfânta Scriptură a fost scrisă pentru noi, ca să o înțelegem. Este clar și este drept că nu pe toți din biserica sa și din poporul lui Israel Dumnezeu i-a făcut profeți sau apostoli sau învățători sau păstori. Dumnezeu cheamă anumite persoane după bunul plac al voiei sale, pe care le înnobilează cu puterea Duhului Său Celui Sfânt să se uite în aceste profeții, pentru ca apoi poporul Domnului să fie învățat ce să facă. Deci nu trebuie să ne fie frică de Apocalipsa, nu trebuie să ne fie frică de profețiile cu privire la vremea sfârșitului, ci trebuie să ne rugăm Domnului ca El să lumineze prin Duhul Său Cel Sfânt slujitorii Săi. Și la timpul potrivit să putem să fim învățați ce trebuie să fim învățați. Amin. Anul 2008 a fost un an interesant. Cel puțin 5 evenimente mari au marcat anul 2008. Primul. Lumea întreagă a intrat într-o criză economică fără precedent. Istoria omenirii n-a mai cunoscut o criză ca aceasta. Al doilea eveniment, Statele Unite, ca singura supraputere rămasă în lume, din ce privește strategia militară, economică, dominația ei în lume, Statele Unite a început vertiginos să cadă și este în cădere liberă în momentul în care stau în fața dumneavoastră și vorbesc.
La recenta întrunire la nivel înalt a 20 de state cu cea mai avansată economie a lumii, lucrul acesta s-a putut vedea foarte clar. Până acum, când era vorba de economia lumii, se întâlnea The G7, grupul celor 7, cele mai industrializate state ale lumii, sau G8, dacă Rusia era invitată. De data aceasta au fost invitate 20 de state la această întrunire ca să salveze economia lumii. Prin aceasta s-a vorbit clar omenirii întregi. Mândria Americii a fost înfrântă și cred că pentru totdeauna. Nu mai există G7, G7 și G8. Economia lumii este atât de interlegată încât este nevoie ca tot mai multe popoare să vină la oaltă. Dar vom vedea care sunt cauzele acestei căderi libere. Al treilea eveniment. Prăbușirea în lanț a celor mai mari bănci și instituții financiare americane și mondiale a făcut să se vadă că mândria economiei vestului, capitalismul, a primit o lovitură de moarte. Ați auzit bine. A primit o lovitură de moarte. De ce? Băncile centrale ale celor mai puternice economii din lume, cum este Statele Unite, băncile centrale din Europa, băncile centrale fiind banca cea mai mare a fiecărei țări care coordonează Federal Reserves în Statele Unite, au trebuit să intervină și să finanțeze masiv bani ca să proptească economia lumii. Dar ce a însemnat aceasta? Neapărat numai un ajutor financiar pentru instituțiile bancare americane și mondiale? Nu, frașe, soră, doamnelor și domnilor, trebuie să priviți puțin dincolo de ce s-a întâmplat. Ceea ce s-a întâmplat este socialismul la el acasă. Când banca centrală a unei țări infuzează capital în băncile private, prin aceasta ți se spune limpede și clar, puterea băncii private și a economiei private este pusă în proptele, iar cel ce controlează economia de aici încolo, în cea mai mare parte, este statul. Este socialism, este comunism. Ce spune lucrul acesta? Lucrul acesta spune că lumea este pregătită cu un pas mai în față ca să primească un singur lider care să o coordoneze, unul care va fi cel mai hidos comunist și despot care a trăit vreodată pe pământ și care se cheamă Anticrist. 4. Cel de-al patrulea eveniment al anului 2008 a fost unul profetic, de asemenea. Israel a împlinit 60 de ani de existență, dar existență în necredință, cum spunea Iisus Hristos în Matei 24:32, este smochin fără, numai cu frunze, deci nu cu fructe, sau cum spunea Ezechiel în 37:8, partea finală, oasele s-au pus la oaltă, a venit viață, s-au pus la oaltă, dar n-ai avea un duh în ele. Deci Israel s-a întors înapoi în necredință. Dar în vremea aceasta de sărbătoare, de 60 de ani, a lui Israel, amenințarea asupra lui Israel din partea organizațiilor teroriste islamice, Hamas, cu care Israel este în război în momentul în care eu vă vorbesc, deja de 6 zile. Hamas este în Palestina și în Siria. Hezbollah, sau partida lui Allah, este mișcare teroristă susținută de Iran și care acționează de asemenea în Siria și în Liban și în Iran. Toate mișcările acestea, de Islamic Resistance Movement, Al-Qaeda, organizația palestiniană Fatah, toate aceste organizații teroriste acum se ridică împotriva lui Israel mai mult ca oricând, și lumea arabă este tot mai polarizată în jurul acestor mișcări teroriste. Deci se adună tot mai limpede lumea arabă în frunte cu guvernele lor în jurul acestor mișcări teroriste, le consideră mișcări legitime. De ce? Pentru că, așa cum știți dumneavoastră din cuvântul Domnului, în Psalmul 83, versetele 4 și 12,
Coaliția islamică arabă are acest scop principal, să-l desfințeze pe Israel ca națiune și de asemenea să ocupe muntele Moria, muntele Templului, pentru ca în locurile acestea să fie picior islamic. Statul evreu, singura democrație din Orientul Mijlociu, este amenințat foarte puternic la ora actuală. Este foarte posibil, noi suntem în prima zi din anul 2009, este foarte posibil, ce vă spun în momentul acesta din punct de vedere profetic, este foarte posibil din punct de vedere politic, ca până în 20 ianuarie a acestei luni, când președintele ales Barack Hussein Obama va fi instalat ca nou președinte a Statelor Unite, Israel să mai deschidă un front de război, să atace Iranul. Pentru că Iranul, Arabia Saudită și Siria sunt guvernele islamice care sponsorează terorismul mondial, mai ales împotriva lui Israel. Guvernul israelian, măcar că este un guvern corupt la ora actuală, nu are încredere în noul președinte ales Barack Obama. Și de aceea s-ar putea ca în acest tumult care există în Orientul Mijlociu să asistăm la un război împotriva Iranului, în special un atac fulger asupra a 8 baze nucleare de care Iranul dispune și cu care pregătește arma nucleară să-l nimicească pe Israel. Ei speră încă, în sprijinul administrației Bush, căci președintele Bush, care este pro-Israel într-o oarecare măsură, pentru că acolo unde forțează pe Israel să renunțe la teritoriile de care dispune în Canaan, în Orientul Mijlociu, președintele Bush a făcut o gafă imensă, atât ca președinte, atât ca politician, mai ales ca om al lui Dumnezeu. Trebuia să mai deschidă Scriptura din când în când. Dacă Israel lovește Iranul, s-ar putea întâmpla 4 lucruri. Primul, opinia publică americană antirăzboi ar cunoaște dimensiuni de tipul celor din vremea războiului americano-vietnamez. Societatea americană, prin segmentul ei ultraliberal și de extremă stânga, ar putea cauza instabilitate socială pe lângă cea economică care există la ora actuală. Al doilea lucru care s-ar putea întâmpla dacă Israel va lovi Iranul, lumea islamică s-ar coaliza mai puternic ca oricând în sentimentul ei antisemit, anti-Israel, și ca să forțeze economia vestului ar putea provoca mari embargouri energetice, petrolul și gazele naturale, pentru ca economia vestului să fie afectată și să determine vestul să sprijine statele arabe în efortul lor de a-l nimici pe Israel. Al treilea lucru care s-ar putea întâmpla, Națiunile Unite ar fi mai pregătite ca oricând să facă rezoluții anti-Israel care să ducă la anihilarea singurei democrații din Orientul Mijlociu. Și cel de-al patrulea lucru care s-ar putea întâmpla dacă Israel lovește Iranul în aceste 20 de zile, 19 zile acum, Rusia, cu aliații ei, ar avea deja cârligul în fălci, așa cum vorbește profetul Ezechiel de The Hook, Ezechiel 38:4, ca să declanșeze războiul lui Gog, profeții de Duhul Domnului cu 2500 de ani în urmă. Și pe Gog acela îl cunoașteți dumneavoastră. Al cincilea eveniment care s-a întâmplat în anul 2008 a fost cel legat de alegerile prezidențiale, deci a marcat politica lumii întregi și evenimentele lumii întregi, alegerile prezidențiale din Statele Unite. Așa cum se știe deja, este eveniment cunoscut, senatorul de culoare Barack Hussein Obama, senator de Michigan, de Illinois, Chicago, a câștigat alegerile prezidențiale. Câștigarea alegerilor prezidențiale de către Barack Obama este o notă 10 pentru democrația americană. Barack Obama trebuie să fie felicitat pentru câștigul lui. Are nevoie de rugăciunile noastre. Așa cum spune 1 Timotei 2:1-3, Roman 13:1-7, 1 Petru 2:13-21, Ieremia 29:7. Însă câștigarea alegerilor prezidențiale în America de către Barack Obama trebuie văzute
în termenii în care a câștigat, ci nu în alți termeni decât cei cu care lumea încearcă să vadă. Pentru mulți, această victorie în alegerile prezidențiale americane are dimensiuni mesianice, de-a dreptul idiotice. Și am să vă citesc câteva. Oprah Winfrey, care este cea mai cunoscută vorbăreață, talk show host, de culoare, comentând victoria lui Obama, spunea: câștigarea lui este o cotitură în conștiința generației de azi, cu sens mistic, o cotitură cu sens mistic. Pentru Simon Rosenberg, președintele noii rețele democratice, The New Democratic Network, câștigarea lui Obama însemnează, citez, deschiderea ușii pentru o eră nouă, chiar citatul, era New Age Movement. Pentru republicana Kimberly Ashley, citez, Obama aduce o trezire spirituală prin care va face hotărâri noi în țara aceasta și raza spirituală îl va călăuzi mai mult decât forțele externe ale națiunii. Am încheiat citatul. Lumea începe să o ia razna. Louis Farrakhan, liderul african pentru Organizația Islamică Americană, Națiunea Islamului. Auzi ce spune Louis Farrakhan. Barack, citez, este Mesia de care tinerii vor asculta. Un semn, semnul că Mesia este printre noi. Am încheiat citatul. Pentru congresmenul de culoare Jesse Jackson Jr., fiul liderului de culoare cu același nume, citez, cred că este cea mai idiotă afirmație făcută vreodată de un politician, Barack este singurul mare eveniment care s-a petrecut în cei 232 de ani de istorie politică a națiunii americane. Fiți atenți acum. Evenimentul în sine este atât de extraordinar încât un nou capitol poate fi inclus în Biblie, în Cartea Cronicilor. Am încheiat citatul. Să scriem o Biblie nouă. My father like son. Încotro ne ducem? În 2009 și în viitorul imediat apropiat, ce perspectivă vom avea din punct de vedere al Cuvântului Dumnezeu? Haideți, în primul rând, să ne uităm la o perspectivă islamică pozitivă. Ați mai auzit de o perspectivă islamică pozitivă? Numărul musulmanilor în lume se estimează, frașesorilor, doamnelor și domnilor, la 1.600.000.000. Crezul lor este că în numele lui Allah ei vor cuceri și vor cuprinde întreg pământul. De asemenea și în numele lui Mohammed, profetul lor. Carte de cult a islamismului, Coranul, care bunoar reprezintă cuvintele lui Allah, Dumnezeul Islamic, care trebuie să subliniez din nou, este total diferit de Dumnezeul Scripturilor. Coranul, revelat lui Mohammed prin îngerul Gabriel, este o carte de cult care vorbește despre sfințenie islamică, însă care cere islamismului, pe lângă ca noțiuni de sfințenie, agresivitate, crimă, ură și minciună, dacă acestea pot fi numite sfințenii. De exemplu, în Shura 2:216, capitolul 2:216, citez, lupta este prescrisă pentru voi și vouă nu vă convine, dar este posibil că vouă să nu vă placă ceea ce este bun pentru voi, am încheiat citat. În Shura 4:7:4, citez, de aceea când întâlniți pe necredincioși în bătălie, tăiați-le grumajii și dacă i-ați biruit și supus, legați-i cu fermitate să nu mai scape. Shura 9:5. După ce au trecut lunile de post, atunci luptați și ucideți, prindeți pe oricine unde veți găsi, înrobiți-i, asaltați-i și pândiți-i în orice fel posibil. Am încheiat citatul, am citit din Coran. Principalii vizați în Coran ca să fie uciși sunt evreii. Apoi, în Biblie evreii sunt numiți poporul cărții, poporul Bibliei. Apoi sunt prietenii lor, creștinii,
Islamismul are această idee de jihad sau război sfânt și în concepția islamică jihadul are două laturi. Este jihadul cel mare, ei numesc jihadul mare, lupta cu tine însuți, să te supui Coranului și lui Mohamed, să poți asculți de glasul Coranului, de glasul lui Mohamed, ca să te stăpânești în sensul islamic al cuvântului. Și apoi este jihadul cel mic, deci ei numesc jihad mic, să tai grumazul la oricine nu crede ca ei. Și de aceea, cu această atitudine criminală, mare parte din islamism, vedem mare parte, nu tot islamismul, mare parte din islamism este pregătit la ora aceasta să facă tot felul de asalturi împotriva civilizației vestului, împotriva creștinismului, împotriva iudaismului. Islamismul este împărțit în două grupe. Suniții sunt cei majoritari, deci suniții, 1.200.000.000 de credincioși islamici suniți. Ei sunt cei care l-au urmat pe Mahomed prin socrul său, Abu Bakr, la moartea lui Mohamed. Apoi sunt șiiții, ramura extremistă a islamismului, care au avut pe căpetenie după moartea lui Mohamed pe Ali, ginerile lui Mohamed. Din familia lui Ali, care n-a fost acceptată de restul islamicilor, rând pe rând frații lui și rudele au fost asasinați. În anul 941, un copil s-a ascuns să nu fie asasinat și el. În jurul lui s-a creat această teologie despre care v-am mai vorbit, teologia celui de-al 12-lea imam, copilul care se va arăta la vremea sfârșitului și care va întoarce toată omenirea la islamism, ajutat în această slujbă de Domnul Iisus Hristos, care este recunoscut în teologia islamică, însă nu ca fiul de Dumnezeu, ci ca profet. Însă după Scriptură, islamismul, care înseamnă robie lui Allah, islamismul are două laturi distincte. Prima latură este cea a lui Ismael, Geneza 25:12-18, și apoi cea de-a doua latură este cea a lui Esau, Geneza 25:19-34, 28:6-9, 36:1-43. Despre Mohamed se spune că se trage din Ismael prin Kedar, Geneza 25:13, cel puțin așa spun biografii săi. Musulmanii cred că Avraam a dus ca jertfă pe muntele Moria pe Ismael, nu pe Isaac. Iar Mohamed este profetul ca Moise care trebuia să se ridice după cuvântul lui Moise. Ismael este fiul lui Avraam din roaba sa Hagar, Geneza 16:1-16. Și Ismael, frați și surori, vă rog să notați acest lucru, de aceea am spus, putem să privim la un lucru pozitiv în Scriptura asupra islamismului. Ismael este primul om din Scriptură pe care Domnul Dumnezeu l-a numit cu numele său înainte de naștere. Primul om din Scriptură pe care Domnul Dumnezeu l-a numit cu numele, vei naște un copil și vei pune numele Ismael. Lucrul acesta este semnificativ. De ce? Pentru că în paginile Sfintelor Scripturi sunt doar 4 persoane, 4, nu sunt mai multe, pe care Domnul le-a profețit și despre care a vorbit înainte ca ele să se nască. Este și o a cincea persoană, este Cir, dar n-a vorbit despre Cir înainte de naștere, ci a spus, voi aduce pe robul meu Cir. Însă când în dreptul acestor 4 persoane despre care am să vă vorbesc acum s-a vorbit, Dumnezeu a spus, vei naște un copil și vei pune numele. Ismael este prima persoană. A doua persoană care s-a născut la cuvântul Domnului și i s-a pus numele după cum Domnul i-a spus, vei naște un fiu și vei pune numele Isaac. Geneza 17:25 este Isaac. Apoi sunt două persoane în Noul Testament care s-au născut și au avut numele pus de Dumnezeu înainte de naștere. Prima, în Noul Testament, este Ioan Botezătorul, Luca 1:13. Și cea de-a doua este Iisus Hristos, Luca 1:31. Luca 1:31. Și va fi important să știm lucrul acesta. La vârsta de 15-16 ani, Hagar și Ismael au fost alungați din familia lui Avraam și Sara, potrivit Geneza 21:8-21. Au avut cu ei, pentru supraviețuire, în pustiu, doar un burduf cu apă și pâine. Au ajuns în pustiul Berșebei, spune Sfânta Scriptură, Geneza 21:14-15, și apa s-a isprăvit.
Iar Hagar și-a pus copilul sub un tufiș, așteptând să moară și nu vrea să-l vadă murind. Și s-a dus la o parte și s-a aruncat cu fața la pământ. Atunci i s-a arătat Dumnezeu, spune cuvântul Domnului, și Dumnezeu, uitați cum i-a vorbit. Fiți atenți! Mama se roagă, este foarte important lucrul acesta, pentru că în Biblie tot ce este enunțat pentru prima dată, oriunde mai apare în Biblie, va avea același înțeles peste tot. Este legea întâiului enunț. Legea întâiului enunț. Dacă la început i-a spus înger, înger este peste tot. Dacă la început i-a spus fântână, fântână este peste tot. Deci unde în Biblie se folosește cuvântul? Uitați ce spune. Ce mama se ruga după ceea ce a văzut ea în casa lui Avram, însă când i s-a arătat îngerul, Domnul i-a zis așa: nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este, nu glasul mamei. Deci este interesant. A auzit glasul copilului. Suntem în Geneza 21:17. Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis: ce ai tu, Agar? Nu te teme, că Dumnezeu a auzit glasul copilului acolo unde este. Ismael înseamnă Dumnezeu aude. Ceea ce se întâmplă profetic cu Ismael, cu lumea islamică, cu lumea arabă, este următorul lucru, frați și surori, doamnelor și domnilor. În ciuda faptului că, vorbind despre comportamentul acestei civilizații, este ca a unui măgar sălbatic, Geneza 16:12, Dumnezeu aude și astăzi glasul lui Ismael. Știți de ce? Pentru că Ismael este fără tată, Ismael este fără protecție și Ismael este fără apă, dătătoare de viață. De aceea, în aceste vremuri din urmă, să nu surprindă pe nimeni, eu cred, după cuvântul Domnului, că o trezire spirituală profundă, poate că este și nu că poate, este și începută și se va accentua din anul acesta mai mult datorită tumultului din Orientul Mijlociu, o trezire spirituală profundă se va produce în lumea arabă, în ramura ismaelită, nu în cea edomită, în ramura ismaelită. Pentru că Dumnezeu aude glasul copilului. Copilul acesta, lumea aceasta ismaelită, islamică, este fără tată, este fără pâine, nu? Și fără apă. Dar Dumnezeu, care este Tatăl tuturor oamenilor, se întoarce, se va întoarce către, și o să vedeți de ce, se va întoarce către Ismael, să-i stârnească, să-i acopere nevoia de tată, iar dacă Hagar nu s-a putut ocupa de Ismael, de Ismael trebuie să se ocupe în această vreme Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos. Pentru că trebuie să-i ducă apa dătătoare de viață. Și este o singură apă, este Iisus Hristos. Este o singură pâine care îl poate sătura și pe el. Este Iisus Hristos, pâinea care s-a coborât din cer. Și vom asista la o trezire spirituală cu un scop special. Dar cum poate face biserica o evangelizare mai efectivă? Sunt 5 metode. Prima, epistole vii. Noi trebuie să ne purtăm așa cum se poartă creștinii. 2 Corinteni 2:3. A doua este compasiune, trebuie să ne fie milă ei. Apoi este înțelepciunea, cea de-a treia. O cea de-a patra, care este foarte eficace, este mass media. Apoi, misiune intensă. Iar din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu are o metodă specială, vise și viziuni. În urma cercetării făcute de Joel Rosenberg, cel mai bun autor creștin evreu la ora actuală, și în urma cercetătorilor misionare făcute de-a lungul lumii, Dumnezeu, la ora actuală, cercetează orașe întregi. Ați auzit ce v-am spus? Orașe întregi, sate întregi, cu puterea Duhului Sfânt și vorbește credincioșilor islamici despre Iisus Hristos și despre Biblie. Sunt treziri extraordinare de întoarcere la Domnul în lumea islamică, care se ascund și nu se vorbesc pentru că nu poate Iranul, cum ar putea Mahmud Ahmadinejad să spună că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, nu? Și El care vrea să fie Cel care să zguduie lumea și să aducă Apocalipsa pe pământ și să nu se împlinească cu El lucrurile. Cum ar putea să spună? Însă în Iran, la ora actuală, sunt cele mai profunde și adânci treziri spirituale creștine din istoria omenirii. M-ați auzit bine?
Este documentat, nu este ficțiune, sunt date care nu se publică pentru că nu vrea lumea islamică se opune acestor publicații. Dar uitați ce se întâmplă, frații mei. De ce este nevoie de o trezire spirituală în lumea islamică ca fapt profetic? Și vă surprinde, nu? Așa ceva. M-a surprins și pe mine când am descoperit. Uitați de ce este. Am spus, în Biblie sunt patru persoane care au fost numite de Dumnezeu cu nume înainte ca să se nască. Două în Vechiul Testament, Ismael și Isaac, două în Noul Testament, Ioan Botezătorul și Iisus. Și am spus, potrivit legii hermeneutice sau legii de interpretare biblică, numită legea întâiului enunț, ce s-a spus odată rămâne valabil pe tot parcursul Sfintelor Scripturi, ceva trebuie să se întâmple și anume, ca să mă înțelegeți bine, hai să vă duc puțin în Noul Testament. S-a născut Ioan Botezătorul, deci primul numit cu numele în Noul Testament. S-apoi s-a născut Iisus Hristos. Cum este numit Ioan Botezătorul pentru Iisus Hristos? Este înaintea mergătorul lui Iisus, cel ce pregătește calea. Zice, iată robul meu care merge înaintea ta și strigă, pregătiți calea Domnului, nu, neteziți-i cărările. Deci Ioan Botezătorul este un înainte mergător pentru Iisus Hristos. Fiți atenți, eu vă spun până acum. Lucrul acesta îl găsiți în Luca 1, 13 la 17, Maleahi 4 cu 5, 3 cu 1. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, oare nu același lucru s-a întâmplat și în Vechiul Testament? Ismael a fost un înainte mergător pentru Israel, pentru Isaac. Hai să vă arăt cum. S-a născut Isaac. S-au despărțit Ismael și Isaac. Isaac s-a înmulțit și la un moment dat s-a născut Iacob. Iacob. Și apoi Iacob are 12 copii. Și la un moment dat, pentru că totul în Biblie este prezentat în tipuri, deci imagini, cum spune Evrei 10 cu 1, umbra bunurilor viitoare, ce s-a întâmplat în vechime, urmează să se întâmple în Noul Testament. Atenție ce vă spun acum. La un moment dat, unul din fiii lui Iacob este salvatorul poporului evreu. Care este acest fiu? Iosif. Iosif. Acest fiu este vândut. Cine l-a luat pe fiul lui Iosif? Niște ismaeliți. Unde l-au dus? În Egipt. La rudele lor, pentru că Ismael s-a căsătorit în Egipt. L-a dus la rudele lor în Egipt. Iosif n-a fost omorât, ci Iosif a ajuns în Egipt prin mâna ismaeliților, pentru ca Iosif să salveze, așa cum spune el la urmă în Geneza 50, ca să salveze națiunea iudaică, națiunea iudaică. Nu credeți că se poate repeta istoria? Ce s-a întâmplat odată în vechime se întâmplă din nou în Noul Testament? Înainte mergătorul a fost Ismael, să-l salveze pe Israel. Tocmai cel ce-l amenință acum pe Israel trebuie să fie cel care să-l salveze. Uitați ce spune cuvântul Domnului, am să vă citesc cuvântul Domnului. Deuteronom 32 cu 21. Mi-au întărâtat gelozia prin aceea ce nu este Dumnezeu. M-au mâniat prin idolii lor de șerți. Și eu îi voi întărâta la gelozie printr-un popor care nu este un popor, adică nu un popor al legământului, îi voi mânia printr-un neam fără pricepere, printr-un neam prost, scrie în ebraică, că unii vă ofensați când auziți termenul acesta, nu-mi place termenul acesta, dar este printr-un neam idiot, scrie în limba ebraică. Care este neamul mai fără pricepere prin care poate să fie întărâtat Israel să se întoarcă la Mesia? Ismael. Dacă Israel va observa că i-a luat-o Ismael înainte și a descoperit pe Mesia. Și cum spun eu mereu, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos nu numai mântuie și civilizează, și Israel vede lucrul acesta, Dumnezeu se folosește de trezirea spirituală ismaelită, acest segment
din islamism, ca să-l întărâte pe Israel la pocăință. Pentru că a spus-o, te voi întărâta prin ceea ce n-a fost popor de legământ, și te voi întoarce prin ceea ce n-a, este un popor fără pricepere, când înaintea ta este ca un măgar sălbatic. Și acesta va fi Ismael. Ce se întâmplă însă cu Esau, cu Edom? Esau este fratele răzbunător al lui Iacob, al lui Israel. El s-a căsătorit cu o verișoară de-a sa din Ismael, Geneza 28:9, așa că Edom este parte integrantă din lumea arabă. Se estimează, frați și surori, doamnelor și domnilor, că 300-400 de milioane de islamici sunt hotărâți cu ură de moarte împotriva lui Israel. Acesta este ramura edomită. Dacă vă aduceți aminte ce cuvânt am citit în această seară, și mă voi întoarce asupra acestui cuvânt ca să-l explic, veți vedea că Domnul este supărat nu pe Ismael, ci Domnul este supărat pe cine? Pe Edom, pe Esau. Aceștia sunt dușmanii vestului, edomiții, ramura aceasta, nu șiiți și sunniți, sunt ramura aceasta rebelă din islamism. De ce? Pentru că ei se folosesc de două arme, petrolul și terorismul. Uitați, și vă rog pe noastră de la internet, puneți-mi Geneza 27:42, pe ecran, și dacă aveți în paralel să-mi puneți tot pe ecran King James Version or NIV, dar cred că King James Version este cea mai bună. Cineva e pocăit aici în spate. Uitați ce se spune, care este spiritul lui Esau, spiritul lui Edom. Cornilescu Cornilescu, când a tradus Biblia, poate nu știți acest amănunt, Cornilescu a făcut 4 variante ale Sfintelor Scripturi. 4. Asta este varianta clasică, varianta teologică se numește. Apoi, în 1931, Cornilescu a scos o variantă literară, cum este NIV, New International Version, care a fost publicată în 2001 sub egida GBV. Și vă citesc, ia uitați ce spune acolo. Și au spus rebecii cuvintele lui Esau, fiul ei cel mai mare. Ea a trimis atunci de a chemat pe Iacob, fiul ei cel mai tânăr, și i-a zis: iată, fratele tău Esau vrea să se răzbune pe tine omorându-te. Traduce Cornilescu în traducerea clasică. Ce mi-a spus acolo? King James? Ce mi-a spus? New King James. Ok, it's good. In the words of Esau, her older son, were told to Rebecca. So she sent and called Jacob, her younger son, and said to him, fiți atenți la traducerea de aici, surely your brother Esau comforts himself, remarcați, comforts himself concerning you by intending to kill you. Și Cornilescu, în traducerea literară, vă citesc traducerea literară Cornilescu: și cuvintele lui Esau, fiul Rebecii, cel mai mare, au fost spuse Rebecăi, și ea a trimis și a chemat pe Iacob, fiul ei cel mai mic, și i-a zis: iată, fratele tău Esau se mângâie la gândul să te ucidă. Vedeți? Esau este ramura aceasta islamică care găsește mângâiere, recreiere, satisfacție în a tăia gâtul la cineva. Esau se mângâie tăindu-te, așa cum mai avem de câte unul printre noi. Se mângâie să te pleznească ori de câte ori găsește ocazia, nu? He's consoling himself. Și mângâierea aceasta este văzută în terorism. Terorismul are o înșeptită gândire și este demonică asupra bisericii, asupra lumii islamice, deci ramura aceasta edomită, și asupra lui Israel. Vă citesc care sunt acestea. Prima, camuflarea destinului credincioșilor islamici din vremea sfârșitului de a se întoarce la Domnul. Deci prin terorismul, diavolul, edomiții, ramura aceasta islamică, edomită, vrea ca
islamiștii să nu fie atinși de Evanghelie. Satan vrea ca biserica să nu poată vedea șansa de evangelizare a acestui segment al lumii. Dumnezeu nu vrea ca 1.600.000.000 de oameni să meargă în iad. Dacă ai iubit lumea, ai iubit pe toți, nu? 2. Să facă lumea surdă la strigătul după ajutor și înțelegere a lumii islamice. 3. Să se instile frică în lumea politică și cea bisericească. Se caută ca biserica să fie paralizată cu frică pentru a nu mai găsi forme de evangelizare în lumea islamică. A patra gândire teroristă edomită. Să fure populația islamică de bucuria imensă de care dispune prin rezervele de petrol, folosind aceste rezerve în scopuri egoiste și teroriste, ucigașe. 5. Să fure tinereța și potențialul unei generații deziluzionate, dar care, prin bogățiile de care dispune lumea islamică, ar putea fi educată și canalizată spre lucruri mari și o civilizație înălțătoare. 6. Să-l fure pe Ismael de harul salvator care l-ar putea avea în Domnul Iisus Hristos. Și 7. Să infuzeze America și Europa cu lipsa de speranță pentru a le îmbolnăvi inima și a le reduce potențialul de influență în lume. Proverbe 13:22. O nădejde amânată îmbolnăvește inima, nu? Acesta este scopul edomit, ramura aceasta islamică. De aceea, două lucruri se întâmplă în lumea islamică. Terorismul va crește, aspectul acesta edomit, cu care Dumnezeu se va răzbuna foarte puternic, însă Dumnezeu va continua să facă o trezire spirituală de necunoscut în lumea islamică și scopul acestei treziri spirituale, din punct de vedere profetic, este să împlinească cuvintele lui Moise din Deuteronom 32. Am să te stârnesc la gelozie prin ceea ce nu era popor și printr-un popor fără pricepere. În al doilea rând, și de al doilea aspect asupra căruia vreau să mă adresez în această seară, frate și surori, doamnelor și domnilor, este acesta. Ziua în care America a început să nu mai fie ce a fost. Ziua în care America a început să nu mai fie ce a fost. America a fost invidia națiunilor pământului. Încă este. Este visul majorității oamenilor de bine. Este prima țară din lume care în anul 1948, în președintele Harry Truman, a recunoscut noul stat, statul evreu. Dar din octombrie, de când a început America să cadă, din octombrie 1991, când președintele George Herbert Walker Bush a inițiat conferința de pace din Madrid între Israel și Palestina, America a intrat în cădere liberă. Prin această conferință, Statele Unite presa Israelul să cedeze Siriei, palestinienilor și Egiptului din teritoriile recucerite în anul 1967. Al doilea eveniment a urmat acordul de la Oslo din 1 septembrie 1993, prin care președintele american Bill Clinton forța pe Israel să cedeze dreptul de autoritate asupra Ierusalimului. Și apoi este cel de-al treilea eveniment mare, la 10 noiembrie 2001, actualul președinte George W. Bush, în fața Națiunilor Unite, a ținut acest discurs prin care pentru prima dată în istoria omenirii a revelat intenția Americii de a forța pe Israel să accepte crearea două state în Orientul Mijlociu, în porțiunea Canaan, statul evreu și statul palestinian, care n-a existat niciodată în istorie. În 11-12 aprilie 2005, președintele George Bush și premierul Sharon au discutat împreună implementarea acestei viziuni în ceea ce se numește The Roadmap to Peace sau conturul drumului spre pace. În felul acesta s-a atins de țara lui Dumnezeu, nu de țara lui Israel, de țara lui Dumnezeu. De exemplu, profetul Obadia spune: cei de la miază zi vor stăpâni muntele lui Esau și cei din câmpie țara filistenilor. Vor stăpâni și ținutul lui Efraim și al Samariei și Beniamin va stăpâni Galadul. Dar prinși de război acestor oștiri a copiilor lui Israel vor stăpâni țara cananiților până la Sarepta. Înseamnă dincolo de Damasc 120 de mile, deci din nord, spre Turcia. Și prinși de război Ierusalimului care sunt la Sefard vor stăpâni cetățile de la miază zi. Uitați care sunt ținuturile filistenilor. Se văd aici clar. În profetul Obadia spune: muntele lui Esau sunt cei din câmpia filistenilor. Câmpia filistenilor este Gaza. Ținutul lui Efraim și al Samariei este West Bank-ul, pentru care îl cere Siria la ora actuală, până la înălțimile Golan acolo.
Galileea. Și Beniamin va stăpâni Galadul. Galadul a fost dincolo de Iordan, unde este Iordania de astăzi. Profetul Ioel spune că popoarele, națiunile care se vor implica în divizarea lui Israel vor fi judecate de Dumnezeu. Căci iată că în zilele acelea și în vremea aceea, când voi aduce înapoi pe plișii de război ai lui Iuda și a Ierusalimului, deci după 1946 încoace, voi strânge pe toate neamurile și le voi pogor în valea lui Iosafat, citesc din Ioel 3. Acolo mă voi judeca cu ele, pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara mea. Au tras la sorți pentru poporul meu. Este trist că America s-a implicat și se implică în astfel de politică. Sunt doi autori pe care vi recomand, autori creștini, autori americani, Bill Koenig și John McTiernan. Ei au studiat toate evenimentele petrecute în America din 1991 încoace, de la conferința de la Madrid până astăzi. Deci Bill Koenig, în cartea sa An Eye for an Eye, și John McTiernan are o carte scoasă recent, As America Has Done to Israel. Uitați ce spun acești autori. Și dacă vă uitați în cărțile lor, sunt documente extraordinare. Octombrie 30, 1991. Președintele George Herbert Bush inițiază pacea de la Madrid, cerând compromis teritorial în Gaza și West Bank. În aceeași zi, o furtună neanunțată de serviciile meteorologice americane, după ce ocolește 1000 de mile în direcție opusă, se întoarce înapoi și lovește estul Americii, lovește statul Maine, inclusiv proprietatea președintelui Bush senior din Kennebunkport. Este supranumită furtuna o furtună perfectă. Și președintele Bush a suferit. August 24, 1992. Conferința de pace de la Madrid se mută la Washington DC. Fiți atenți. În aceeași zi, uraganul Andrew lovește Florida, aducând pagube de 30 de miliarde de dolari. În aceeași zi. Septembrie 1, 1993. Se semnează Oslo Peace Accord. Arafat sosește la Washington pe 13 septembrie să-l semneze și el. În aceeași zi, 13 septembrie, uraganul Emily lovește Carolina de Nord. Ianuarie 16, 1994. Președintele Clinton se întâlnește la Geneva cu dictatorul sirian Hafez al-Assad să negocieze cedarea din partea lui Israel a înălțimilor Golan. Deci suntem 16 ianuarie. La 17 ianuarie 1994, de ziua soției mele, un cutremur devastator cu centrul lângă noi, Northridge, lovește California, pagube 25 de miliarde de dolari. Ianuarie 21, 1998. Sunt toate evenimentele. Eu am pus doar câteva pentru dumneavoastră, pentru a să vă stârni curiozitatea să studiați. V-am pus doar câteva din ele, pentru că mi-ar trebui prea mult ca să vorbesc, mai mult de două ore. Deci ianuarie 21, 1998, președintele Clinton se întâlnește cu Arafat la Casa Albă ca să semneze un acord împotriva lui Israel. În aceeași zi, a izbucnit conflictul cu Monica Lewinsky. August 16, 2005, Israel este forțat să înceapă evacuarea forțată a 23 de centre de evrei cu 8.000 de locuitori din Gaza. La 23 august 2005, ultimii locuitori sunt evacuați. La 23 august, întrebați fratele Arpi. În 24 august 2005, uraganul Katrina, deci next day, a doua zi, lovește Florida, ca apoi în august 29 să lovească Louisiana, evacuând 1,5 milioane de locuitori. Ce scrie Biblia? Cum ai făcut? Așa citit? Ai forțat să evacueze? Au evacuat mai mult. Scriitorul scoțian Tyler Alexander a studiat istoria ridicării și căderii marilor civilizații și puteri ale lumii. Din analiza acestui istoric sunt 8 trepte de ridicare până la prăbușire, apoi
a unui imperiu. Fiți atenți! Prima treaptă, când un imperiu s-a ridicat, întotdeauna a fost din robie în credință evidentă. Doi, din credință evidentă, doveditoare, în curaj. Trei, din curaj în libertate. Patru, din libertate în abundență. Cinci, din abundență în mulțumire. Șase, din mulțumire în apatie, unde ne aflăm noi. Șapte, din apatie în dependență. Și opt, din dependență, întoarcere la robie. America este în stare de dependență. Noi nu mai producem nimic, ci nu mai consumăm. Am devenit dependenți de petrolul arab și de dolarul din China. Yes. Dar politicienii noștri nu se trezesc, iar bisericile dorm pe tradiții. Și totuși, Domnul ne iubește și ne-ar schimba și pe noi și națiunea noastră dacă întâi poporul lui s-ar trezi, cum spune cuvântul său. Președintele ales Obama este în mare dilemă cu privire la politica americană față de Israel și Orientul Mijlociu. Specialiștii în studii genealogice, este foarte interesant ce vă spun acum, spun că după mama sa, care este din Kansas și care a fost și este albă, nu? Și prin strămoșul său alb, Samuel Hinckley, din Cape Cod, care a murit în anul 1662, Obama este verișor de gradul al 10-lea cu președintele George Bush și verișor de gradul 8-lea cu vicepreședintele Dick Cheney. Yes. Soția sa Michelle, născută Robinson, este evreică etiopiană, verișoară primară cu rabinul de culoare Caper Sfane, rabin șef al templului Bet Shalom B'nai Zaken Ethiopian Hebrew Congregation din Chicago South. Are rădăcini bune. S-ar aștepta ca președintele ales Barack Obama să vadă cu ochi luminați de Dumnezeu istoria lui Israel și istoria Orientului Mijlociu. Dar vom trăi și vom vedea. Consilierul lui pe probleme în Orientul Mijlociu este pro-palestinian și anti-evreu. Prima alegere este una proastă. Dacă nu este atent președintele ales Obama, și ne rugăm Domnului să fie atent, sincer, ne rugăm Domnului să fie atent, istoria lui din care se trage, tradiția lui din care se trage, nu este însă cea mai bună, nici a președintelui Bush. De ce? Pentru că familia Hinckley din care se trage, inclusiv Bush, a avut și are un urmaș notoriu care este în viață și la ora actuală. Se numește John Warnock Hinckley Jr., care la 30 martie 1981 l-a asasinat pe președintele Reagan și este în închisoare și astăzi. Să nu aibă prieteni de felul acesta și să se întoarcă la rude de felul acesta. 3. Și cu aceasta vom conclude. Adică după jumătate de oră. Anul 2009 și după aceea. Care este perspectiva profetică pentru anul în care am intrat și în timpul imediat de după? Adevărul este că tainele sunt ale lui Dumnezeu, le revelează când dorește El. Un fapt este cert însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, și anume, cum spuneam în altă ocazie, pentru fiecare profeție cu privire la prima venire a Domnului Iisus Hristos, sunt 7 profeții cu privire la a doua lui venire în Biblie. Deci a doua lui venire de 7 ori este profețită. Pentru fiecare profeție din Betleem, cu venirea lui în Betleem, sunt 7 despre venirea lui a doua oară. Sunt 3 mari evenimente care s-ar putea desfășura începând din anul acesta sau în viitorul imediat apropiat. Primul este războiul lui Israel cu popoarele islamice din vecinătate. Asta este primul eveniment. Al doilea eveniment este războiul lui Gog din Ezechiel 38-39. Și al treilea eveniment, al treilea război, este războiul final, Armageddon.
Ne uităm la primul. Deci, acum, în concluzie, numai la primul război care vestește venirea zilei Domnului. Am să vă rog să fiți atenți, ca întotdeauna, cum sunteți dumneavoastră, pentru că este important ce spune cuvântul Domnului despre acest eveniment, care va fi înainte de răpirea bisericii, sub ochii noștri. Primul război care ne privește pe noi, biserica. După cum înțeleg eu profețiile biblice și mulți comentatori, va fi războiul israelian cu statele arabe vecine. Nu va fi un singur război, ci probabil o suită de bătălii care vor sfârși cu anihilarea Libanului, Iranului, Irakului, Siriei, Iordaniei, parte din Arabia Saudită și Egiptul. 7. Primul. Biblia vorbește, o fază din războiul acesta este nimicirea Irakului. Ați auzit de Irak, nu? O primă fază a acestui război, Irakul va fi nimicit. Fie de israeliți, fie de altcineva. Să vă citesc ce spune Isaia 13:1-6. Deci ceea ce s-ar putea întâmpla imediat, poate că începând din anul acesta, astăzi, de exemplu, zona, așa să se, Greenbelt, zona verde din Bagdad, unde este centrul american, a fost predată irachienilor, autorități irachiene, dacă ați ascultat știrile. Este un eveniment care poate să conducă la aspecte profetice. O primă fază a războiului care prevestește ziua Domnului, așa, și care poate începe chiar acum, este profeția lui Isaia din capitolul 13:1-6. Profeție împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia fiului Amoț. Ridicați un steag pe un munte gol, înălțați gasul spre ei, faceți semne cu mâna ca să vină la porțile asupritorilor. Am dat poruncă sfintei mele oștiri, zice Domnul, am chemat pe vitejii mei la judecățile mâniei mele, pe cei ce se bucură de mărimea mea. Un vuie se aude pe munți, ca vuie de multe popoare, se aude o zarfă de împărății, de neamuri adunate. Domnul oștirilor își cercetează oaștea care va da lupta. Ei vin dintr-o țară depărtată, de la marginea cerului. Domnul și uneltele mâniei lui vor nimici tot pământul. Gemeți, căci ziua Domnului este aproape, ea vine ca o pustiire a celui atotputernic. Deci evenimentul acesta este înainte de ziua Domnului, pentru că spune ziua Domnului este aproape când se întâmplă lucrul acesta. Ceea ce trebuie remarcat în acest pasaj sunt două aspecte, frați și surori, doamnelor și domnilor. În versetul 5 ne spune că o oștire va nimici pe babilonieni, pe irachieni. Ea vine dintr-o țară depărtată, de la marginea cerurilor. Țara aceasta nu exista pe vremea lui Isaia. Nu este nici în nord, nici din sud, nici din est, nici din vest pentru Isaia. Comentatorii Sfintelor Scripturi spun că țara aceasta trebuie să fie America. Pentru că uitați ce particularități are această țară. Originea de la marginea cerurilor, versetul 5. Apoi, are multe neamuri adunate cu ea, versetul 4. Este motivată la luptă de Domnul, deci Domnul o trimis acolo, versetele 3-5. Și versetul 5 și versetul 9 final dispune de armă de distrugere totală, spune că va nimici cu totul. Partea a doua, aceste profeții este versetul 6, cel de-al doilea aspect, și anume că nimicirea Irakului vine înainte de ziua Domnului, căci nimicirea în sine spune că ziua Domnului este aproape. Ce se poate întâmpla? Uitați ce se poate întâmpla, frașezor, doamnelor și domnilor. America trebuie să se retragă din Irak în ianuarie 2011. Umilită, desatisfăcută de mersul lucrurilor, pentru că America a sperat în controlul petrolului acolo, cum rușii controlează, și să nu mai aibă rușinea din Vietnam și rușinea rușilor din Afganistan. S-ar putea să asistăm la manevre politice din spatele președinției care se determine pe Statele Unite să lovească Irakul și lovitura pe care să o facă Irakului să fie una probabil cu bombă cu neutron. Să distrugă rezervele umane, dar nu rezervele de real estate, de proprietăți. De aceea, Anticrist va putea reconstrui Babilonul ca și capitală economică pe lângă Roma, capitală
religioasă și Ierusalimul capitală politică în timpul domniei lui. Deci s-ar putea mari schimbări să vedem în istoria relațiilor americano-irachiene. Al doilea aspect, Palestina. Războiul lui Israel asupra Ierusalimului a început oficial la 28 septembrie 2000, atunci când Ariel Sharon s-a dus cu membrii din Knesset, din Parlament, să se închine acolo. Și războiul continuă, pentru că în cuvântul Domnului din profetul Obadia, pe care l-am citit, spune că această casă a lui Esau va fi distrusă. Această casă a lui Esau va fi distrusă. Esau va fi ca o miriște și, cum am comentat deja, câmpia filistenilor este Gaza, dacă vreți, de astăzi, apoi Efraim și Samaria este West Bank-ul, iar Galadul este dincolo de Iordan. În conflictul care are loc la ora actuală, lucrurile s-ar putea să nu se liniștească și, dimpotrivă, să se agite mai tare, să intre și cealaltă parte de Palestina în conflict, care va atrage după sine palestinienii din Iordania. În Iordania, frați și surori, doamnelor și domnilor, 60% din populație este palestiniană, așa că regele Iordaniei stă pe un cuib de jar. El este nesigur pe împărăția peste care domnește și de aceea căderea ei va veni foarte rapidă. Țefania 1 cu 14. Ziua cea mare a Domnului este aproape. Este aproape și vine în grabă mare. Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului și viteazul țipă cu amar. Ziua aceasta este o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustiire și de nimicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nor și de întunecime. Atunci voi pune pe oameni la strâmtorare și vor bâșbâi ca niște orbi. Nici argintul, nici aurul nu o să poată să-i izbăvească. Țefania 2, 8 la 9. Am auzit ocările Moabului și bazocurile copiilor lui Amon, când defăimau pe poporul meu și se ridicau cu trufie împotriva hotarelor lor. Vedeți că tot teritoriul este pus în problemă. De aceea pe viața mea, zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, că Moabul va fi ca Sodoma și copiii lui Amon ca Gomora. Deci Iordania va fi nimicită. La fel Isaia 34, 5 la 10. Israel s-ar putea să folosească și aici, pentru că spune că ajunge o ruină, arma nucleară sau arma cu neutron. Altă fază a războiului este faza siriano-libaneză. Libanul, Siria, care sunt influențate de Iran, de asemenea vor fi lovite de către Israel și s-ar putea, cum am spus, conflictul care este acum să se întingă din anul acesta mai mult și în viitorul imediat apropiat mai puternic. Însă se va produce un lucru, frați și surori, doamnelor și domnilor, pe care mulți comentatori evită să-l comenteze, pentru că lucrurile sunt probabil prea directe și la oameni nu le place să le vorbești direct. Însă în acest conflict, care este în momentul acesta în Gaza, ascultați ce spune cuvântul Domnului și ce vă explic din acest cuvânt al lui Dumnezeu. Măcar că Israel are un tratat de pace cu Egiptul, este foarte posibil ca Egiptul să se lase antrenat în acest conflict. Dacă nu se va întâmpla antrenarea aceasta acum, în lunile următoare sau în anul viitor sau peste 2 ani, și pentru că Israel va constata că numai așa poate să facă ordine în Gaza și cu teritoriile palestiniene, ocupându-se și de Egipt, pentru că Gaza are graniță cu Egiptul și, cum ați văzut acum la știri, nu mai este o taină, tot teritoriul acesta arată ca un ținut de șobolani. Sunt tot numai tuneluri pe dedesubt, pentru că prin aceste tuneluri se aduc arme și tot felul de traficuri care să pericliteze securitatea lui Israel. Israel va lovi Egiptul. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Egiptul va ajunge pustiu, Edomul va ajunge o pustietate stearpă, din pricina strâniciei făcute împotriva copiilor lui Iuda și al căror sânge nevinovat l-au vărsat în țara lor. Am citit din Ioel 3:19. Acum Ezechiel 29, 9 la 12. Țara Egiptului va ajunge o pustietate și un pustiu.
și vor ști că eu sunt Domnul, pentru că a zis: Nilul este al meu, eu l-am făcut. De aceea iată că am necas pe tine și pe râurile tale. Și îți voi preface țara Egiptului într-un pustiu și într-o pustietate, de la Migdol până la Siena, până la hotarele Etiopiei. Niciun picior de om nu va trece prin ea, niciun picior de vită nu va trece prin ea, și va rămâne 40 de ani fără ca să fie locuită. Uitați ce se întâmplă. Dacă Egiptul se lasă antrenat în acest conflict care este la ora actuală cu Gaza, ca să-și facă securitate, Israel poate să folosească și împotriva Egiptului arma nucleară. Este singurul loc în Sfânta Scriptură unde spune că Egiptul va fi 40 de ani pustiu. Un loc care este lovit de arma nucleară trebuie 40 de ani de zile ca să se curețe de radiații. Dacă citiți cu atenție în Sfânta Scriptură despre mileniu, în timpul mileniului se spune că în primii 40 de ani de mileniu Egiptul nu va fi locuit. Semnează că suntem așa de aproape de aceste evenimente, de a intra în împărăția eternă a lui Dumnezeu, și atunci va trebui să ne uităm la un lucru. Și am spus, ce s-a întâmplat în vechime trebuie să întâmple din nou în viitor. Vă aduceți aminte de acest lucru și o să vă explice. Când Israel a intrat în Canaan, înainte ca să intre în Canaan, câți ani s-a plimbat Israel înainte de Canaan? 40 de ani. Ca Egiptul, rămășița din Egipt, să beneficieze de binecuvântarea mileniului, timp de 40 de ani va fi privat de lucrul acesta. Așa cum Israel a fost privat de a intra în Canaan, 40 de ani. Și lucrul acesta se va întâmpla datorită faptului că Egiptul nu știe să respecte termenii păcii. Citiți Isaia 17, 1 la 4, Isaia 17, 12 la 14, și apoi când aceste evenimente se întâmplă, și observați că ele sunt prezentate în Scriptură înainte de ziua mea, când este înainte de ziua mea cea mare, este vorba de necazul cel mare, este vorba de răzbunarea lui Dumnezeu, frați și surori, Doamne și Domnul. Dacă lucrurile acestea se întâmplă înainte de ziua Domnului, se întâmplă în generația noastră. Se întâmplă în generația noastră. Înainte de a veni Domnul Iisus Hristos, înainte de a fi răpită biserica la cer. Și aceste evenimente despre care v-am vorbit acum și care s-ar putea să se înceapă să accentueze din anul acesta mai mult, aceste evenimente pregătesc apoi cel de-al doilea război, este războiul lui Gog. Pentru că dacă Israel va fi împins să folosească arma nucleară, în ceea ce în terminologia iudaică este operațiunea Samson, doctrina militară israeliană se numește doctrina operațiunii Samson. Ce înseamnă aceasta? Dacă noi murim, să moară și ei împreună cu noi. Deci aceasta este doctrina militară israeliană, doctrina operațiunea Samson. Vor folosi arma nucleară și a spus, decât să ne alunge în mare, îi alungăm noi pe ei. Și vor reuși, poate că nu vor folosi arma nucleară, vor folosi arma cu neutroni. Arma cu neutroni omoară numai oameni și animale, dar rămâne restul intact, totul. Rămâne intact. Dacă lucrul acesta se întâmplă, Israel va ajunge să spună, în sfârșit, sunt liniștit. Și când Israel spune, sunt liniștiți, Ezechiel 38,8 spune, i-a pus rusului lui Gog cârligul în gură și zice, te-ai ridicat împotriva acestui popor care să te-a liniștit în locuințele lui. Suntem aproape de venirea Domnului? Suntem foarte aproape. Ne sperie lucrul acesta? Nu. Pe mine nu mă sperie, pe mine mă umple de bucurie. Pentru că văd desfășurându-se sub ochii mei lucruri glorioase, lucruri mărețe. Nu le-am pus pe internet pentru că am vrut să fiți atenți, să vă le spun, că dacă vă tot uitați pe ecran acolo, pe aia nu puteți să aveți o recepție bună la ce ați auzit. Pe mine mă bucură evenimentele la care asist, pentru că venirea Domnului este foarte aproape. Mă bucur că în aceste vremuri din urmă Dumnezeu va trezi și lumea islamică. Și această trezire a început. Mă bucur că în aceste vremuri din urmă Biserica Domnului poate să aibă un cuvânt în relațiile internaționale, iar America până mai are încă influență, are o șansă să mai aibă un nume mare în lume. Dar America, ca țară în care noi trăim și care și-a deschis brațele să ne primească, trebuie ajutată. Ajutorul Americii cel mai mare este
poporul Domnului. Este poporul Domnului. Dacă noi ne vom pocăi cu adevărat, așa spune cuvântul Domnului, 2 Cronici 7, nu? Dacă noi ne vom pocăi cu adevărat, Dumnezeu va binecuvânta în continuare țara aceasta. Dacă nu, căderea liberă în care se află acum va putea să fie perpetuată și de președintele ales Barack Obama, iar lucrurile în istoria lumii să nu mai arate așa cum arată ele sau cum au arătat până acum. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, în concluzie, trebuie să spun acest lucru. Știind aceste lucruri, cunoscându-le, ceea ce firesc trebuie să întâmple cu tine și cu mine este să ne apropiem mai mult de Domnul. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că putem să privim în aceste lucruri cu ochii deschiși și să înțelegem aceste evenimente. Ele au loc, parte din ele acum, sub ochii noștri, se pregătesc în amploarea în care le vorbesc profeții. America este pe punctul să fie izgonită din Irak. Lucruri se pot întâmpla în plinia acolo, exact cum a spus profetul Isaia, când Irakul să fie nimicit. Toate lucrurile sunt pregătite. Toate lucrurile sunt pregătite. De aceea, pentru mine, a vedea și a înțelege aceste aspecte profetice este un prilej de bucurie, este un prilej de satisfacție sufletească că pot să împărtășesc Evanghelia Domnului Iisus Hristos și din această perspectivă cu cei care nu cunosc aceste adevăruri. Vă invit cu respect, puneți la inimă acest cuvânt, cercetați-l îndeaproape, intrați în posesia unui CD pentru duminică probabil și pentru sărbătorile care vin, faceți cadou cuiva. Poporul Domnului pierde din lipsă de cunoaștere. Dumnezeu ne-a binecuvântat să putem să cunoaștem și să folosim această binecuvântare pentru scopuri evanghelice, nu pentru scopuri de mântuire personală, ci pentru scopul înălțării Domnului Iisus Hristos. Amin.